Jaluim mașina în cui și pe deasupra codrului. Iată, eu zic asta, melodia 4 pe deasupra codrului. Mă rog, ce poți să ne spui despre această melodie? Această melodie o știu de la Maria Pricop, o femeie care mi-a fost tare dragă, mi-a fost ca o bunică și așa i-am și zis bunică. Dumnea ei locuiește acum în Baia Mare, dar s-a mutat din sat la oraș și dacă ne urmărește pe această cale, o salut și îi mulțumesc că a avut grijă de mine și de fratele meu cât timp am fost la liceu de artă în Baia Mare. Este o doină care povestește despre legătura între mamă și copii. La un moment dat, vrem, nu vrem, copiii se despart de către noi și își iau drumul care le este rânduit fiecăruia în parte. E adevărat că este o doină oarecum tristă, dar adevărată, pentru că spune la un moment dat și apoi mamă, ne dorim, nu știu de ne-o mai întâlni. Așa e viața. Majoritatea românilor care pleacă în alte țări nu știu dacă poate să mai întâlnesc cu părinților sau nu. Iată ce frumos au știut femeile să își cânte jălea vis-a-vis de jălui Așa este pe mașina în această. cui știau foarte mândru și bine să își cânte jălea, dragul și dorul. Dacă zicem jălui mașina în cui, jălui maș codrului, așa și îi, pentru că codru a fost cel care a stat tot timpul aproape de țăranul și țăranca noastră, dragă, că și eu țărancă că stau în sat și lucru cu pământul. Că de acolo vine țăran, de la cel care lucrează pământul. De acolo vine toată lumea, de la țară, pentru că Da, numai să nu așa este. uităm, să nu Este o uităm rădăcina fiecăruia îi la țară și chiar dacă unii dintre noi locuim la orașe, avem părinți, avem bunici, dar din nefericire mulți dintre noi cam uită de unde provin și Păi, asta e cel mai mare când uiți păcat. de Dumnezeu, uiți de cine ești și de unde vii și din ce familie vii și cum ai fost crescut și până câte greutăți ai trecut. Dar horile care sunt adevărate duc cu ele această poveste care este profundă și adevărată. Cum a fost copilăria ta, Măriucă? Ce ți-a adus tu aminte? Ce făceai tu când erai tu micuță acolo la tine în sat? Cum îți petreceai Înghesești. sărbătorile? Cum era copilăria ta? Copilăria a fost o copilărie de care de fiecare dată mi-amintesc cu drag și mai mult decât atât am constatat că ceea ce am făcut de mică, Dumnezeu mi-a ajutat că am făcut și pe când îs mare. Adică de mică știu că urcam pe masă și îmi plăcea hori și aveam o icoană în care mă oglindeam și mă vedeam, luam un cocean de la șpori în care era pe post de microfon. După aceea știu că îmi puneam un scaun în fața mea și prezentam emisiuni. Iată că Dumnezeu o rânduit în așa fel încât Ce ți-a plăcut aia? directorul televiziunii, Paul Sandislo, mi-a propus, după o colaborare frumoasă din 2013, la festivalul Datinilor și Obiceiului de an Marmația, la solicitarea fostului primar Ovidiu Nemes, să prezint acest festival împreună cu dumnealui. Iată că de atunci s-a legat o frumoasă legătură între această televiziune și împlinirea visului meu de când eram mică și mi-a plăcut de mică să spăl, să calc, să am grijă de Să casă, se găzdoaie, cum să se zice simt la noi. găzdoaie Ai, așa-i. și mă străduiesc cât timp mai am la dispoziție, pot, nu pot, dar mă străduiesc casa să fie oglinda femeii Casa și să fie casă și masa să celelalte. fie masă. Noi eu zic să ne mai horești două hoci și apoi mai discutăm noi pe parcursul emisiunii. Măriuca Verdeș. Da, cucule panăverzâie să știe dacă are cu care să fie măi. Dacă și mie mi-ai cântat mai mă,
mai, d'acum îndrumam adunat mai da cucule cu tri glasuri mai, da cucule cu tri glasuri mai, da tu te cântă în prilazuri mai, da tu te cântă prin lazuri mai mai. Dacă îți vete cu doruri mai, că îți vete cu doruri mai mai, dar și neveste cu gânduri mai, și neveste cu gânduri mai mai. Da-ți neveste bănuite mai, îți neveste bănuite mai, și fete de dor dorite, și fete de dor dorite mai mai. Da-i fete de dor mâncate mai, îți fete de dor mâncate mai mai, dar și neveste supărate, și neveste supărate mai mai. Și
Am ascultat o doină frumoasă, Cucule, pană verzuie și la fântâna cea de piatră, o melodie frumoasă. Măriucă, dragă, știu că tu ești autoarea două cărți frumoase despre tradiție, despre portul maramureșan, Cămașe de Gheme. Ia uitați, dragi telespectatori, una dintre cărți și a doua, Cămașa de Sărbători. Noi, eu zic că Cămașa de Sărbători o purtăm chiar în zilele de sărbătoare și fiecare dintre noi avem ceva frumos în lada cu zestre, așa cum zice și Măriuca în emisiunea Zestrea Maramureșului. Deci, cred că toată lumea are asemenea cămăși în lada lor. Măriuca, ce poți să ne spui despre aceste două cărți? Sunt două cărți care s-au scos în ideea Școlii Rădăcinilor Străbune, o școală în care i-am dat viață în 2015, că eu mi-am dorit tare mult coconii din grupul Călineștenii Țării Maramureșului să nu învețe numai jocuri, ci să poată pătrunde și câteva meșteșuguri tradiționale. Doamna Maria Șerba a înțeles dorința de a scoate o carte prin care să subliniem fiecare etapă de la croitul unei cămeși până la cusutul ei și mai mult decât atât a încercat și un istoric foarte scurt cu satul Călinești. Mie mi-a fost dragă această idee și îi mulțumesc tare mult pentru faptul că a înțeles cât de mult îmi doresc ca informațiile pe care le-a adunat dumneai în timp vis-a-vis de cămeșa femeiască să fie puse pe hârtie pentru generațiile care vin. De câte feluri, cum arată cămeșa, pentru că am constatat că sunt tem destul de multe persoane, pe zi ce trece mai multe, care nu știm ce înseamnă cămeșă șută, cămeșă comunică largă, comunică strântă și așa mai departe. Iar cămeșa de Gheme, cartea aceasta vorbește despre cămeșa bărbătească și doamna Maria Șerba, împreună cu doamna Ileana Șandor, i-a dat această denumire de cămeșă de Gheme, de la faptul că oricând, până ajunge cămeșa să fie cămeșă, lucrau femeile cu cânepa și adunau în gheme sirul de cânepă și apoi, după ce aveau bughete, gheme adunate, începeau să facă. Să știi că nu a fost ușor să facă o astfel de cămașă, a fost foarte multă muncă și de aceea și este pentru cei care și cele care mai poartă cămăși tradiționale și o felicit tare mult găzduile din satele noastre, pentru că îmi place cum își îmbracă prunci și bărbațe. În fiecare casă este cel puțin o cămeșă mândră. Și când zic o cămeșă mândră, mă refer la cămeșele cu sute cu mână. Aia este la alte care sunt mai ușor de făcut și mai ușor de purtat. Sunt cămeși, dar tot timpul femeile tradiționale... Este o copie după cele autentice, pot să spun așa. Nu pot să fie o copie, pentru că sunt multe modele care n-au existat niciodată și nu și-au rostul la portul nostru. De exemplu, ce ai tu pe tine, nu a existat veci și nici n-a existat. Deci e un model care s-a inventat acum și se inventează pe calculator pe zi ce trece. Dar noi aici, în cămașa aceasta tradițională, am adus foarte multe modele de strat vechi în evidență, da, pe care le încurajăm și... încurajăm pe găzdoile noastre maramureșene să le scoată în evidență, chiar dacă folosesc o pânză sintetică, să ducă mai departe simbolurile vechi, care mai ales pentru noi maramureșenii, cele geometrice sunt cele adevărate. Unde se găsesc aceste două cărți? Pentru cei care doresc să le achiziționeze, bineînțeles, vezi tu că acum, văzând această emisiune, poate mulți dintre telespectatorii noștri, în general telespectatoarele noastre care se ocupă cu cusutul, să spun așa, poate își doresc să ia un model sau își doresc să vadă anumite teme, anumite, de exemplu, aici în cartea asta sunt foarte, foarte multe modele de cămăși. Rog colegul meu din regie să ia un cadru cu aceste modele. Foarte, foarte frumoase și
Cred că sunt de pe mai multe văi a Maramureșului, Amin. că văd aici și săpânța, văd... Sunt modele, sunt diferite Da, modele sunt diferite care... modele care se poartă în mai multe sate. Sate. Da. Fiecare sate are când e unic. Așa este, așa este. Foarte frumos. Se pot găsi la Muzeul Satului, de aici, din Sighetul Marmației. Vis-a-vis de Domo este o papetărie și acolo le puteți găsi și mă puteți căuta pe Facebook sau la numărul de telefon da. La Măriuca Verde sau la noi la regie la TV Sighet, cu mare drag o să vă doriți, răspundem. Da, uzi-ta mă, uzi-tu măi, da, am auzit tu mai, da oare unde pe pământ, da este un pom mare rodit tu mai. Da cu pome întraurite mai, da cu pome întraurite mai. Da pentru dragoste menite, da pentru dragoste menite măi. Da este un pom cu poame coapte măi, da este un pom cu poame coapte măi. Da poartă dragostile tăte, da poartă dragostile tăte, măi. Da bădiță eu m-am gândit, măi, da bădiță eu m-am gândit, măi. Da să cătăm pomul rodit, da să cătăm pomul rodit, măi. Da să-l cătăm și să-l gustăm, măi, da să-l cătăm și să-l gustăm. Da șohană să nu ne lăsăm, da șohană să nu ne lăsăm, măi. Da să-l cătăm, să-l cușăim, măi, da să-l cătăm, să-l cușăim, măi. Da și pe veci să ne iubim, da și pe veci să ne iubim, mă. Am ascultat o doină frumoasă și o melodie puțin mai ritmată. Cum a fost, Măriucă, să lucrez la aceste minunate melodii, pot să spun așa, pentru că este foarte greu să aduci în fața telespectatorilor un material discografic de gen, pentru că cetera, doba și zongura sunt niște instrumente reci și pot să spun așa... Vocea îndulcește, într-adevăr, dar nu e ușor ca să faci un asemenea material. Încă o dată o să-l arăt la cameră acest material și să ne spui unde se găsește și acest CD-ul. Acolo unde sunt cărțile este și acest album. Ideea este în felul următor, mie nu mi-a fost greu, pentru că mama m-a ajutat prin faptul că mi-a transmis horile mai departe, cum le știa de la bunica, cum le știa de la străbunica, și atunci eu am crescut cu majoritatea dintre horile care pe acest album. Ce-a fost oarecum mai greu a fost faptul că au trecut câțiva ani până am înțeles că eu trebuie să încerc să siu eu, dacă mie mi-e dragă horea de strat vechi
să nu încerc să mă duc pe alt drum, doar din cauza faptului că se adună zecile de mii de vizualizări pe YouTube și am ajuns să înțeleg că eu nu cânt pentru vizualizări, eu cânt pentru Dumnezeu în primul rând, pentru că horile de fapt au fost ca niște rugăciuni pentru femeile deoarecând, pentru că ele își ușureau sufletul horind. De ce hori și nu cântece? Pentru că horile, noi horim, ne cântăm după morți. Așa, și femeile, no, cântă-l pe bărbatul tău sau cântă-o pe măta sau cântă-o pe soacră, da. Deci noi ne cântăm când moare cineva, în rest horim. Iar mai în străfund, toate sunt niște glasuri. Așa le ziceau femeile și așa le zic și eu mai departe. Sunt glasuri care eu le-am adunat de aici, de acolo. Apropo, scuze-mă când te întrerup, bunica zicea către mine, îmi zâmb tu glasul acela glas, este un glas mândru, care? Și apoi tăti predonam că îi zic cântic, da. Așa cum ai zis tu, bătrânii... Deci, o știu de glasuri. O știu de glasuri. Da, cântece așa mai domnește. Mai domnește puțin. Da, și mai mult decât atât, am încercat să structurez albumul pe cântece de dragoste, după aia hori de lume, pentru că așa, în viața după aia omului. Hori de leagăn, după aia am mers și la cele de nuntă, am încercat și câteva balade, dar și umoristice. Adică din viața omului de zi cu zi am încercat să structurez câte ceva, iar cu ajutorul Dumnezeu acum lucrez la un alt album care din nou va merge pe acea structură și ce mă bucur foarte tare că dacă nu place, nu place, poate că nu a înțeles maramureșenii cât în nevoie avem de astfel de hori, eu mă bucur că în străinătate sunt chemată și acum cu ocazia centenarului Marii Uniri o să fiu plecată în Italia, unde nu de mult m-am întors pentru Asociația Călineștenii Țării Maramureșului cu un premiu internațional dedicat Școlii Rădăcinilor Străbune și gospodăriei lui Victorul Știrbuțului, unde o casă a fost acoperită. Chiar am vrut să ajung la această temă știind că tu te ocupi de această asociație și să te felicităm pentru această distinție obținută, pentru că nu este foarte ușor să te ocupi eu am făcut-o din tot ce înseamnă sufletul. Tradițional, autentic și... Eu am făcut din tot sufletul, fără să fiu enumerată, am făcut voluntar și fac în continuare voluntar, pentru că sunt convinsă și tot timpul am fost conștientă, ca să poți să primești de la Dumnezeu câte ceva, trebuie și tu să dăruiești la rândul tău. Iar eu mi-am dăruit din timpul meu liber, din dragostea pe care o am, din informațiile pe care le-am adunat, din prietenii pe care i-am adunat, i-am unit într-un singur gând și anume Călineștenii Țării Maramureșului. Pentru cei care au înțeles, pentru cei care n-au înțeles, nu-i niciun bai, pentru că eu n-am făcut și nu fac nimic pentru a primi laude, pentru a fi felicitată, pentru a fi ridicată în slăv, nici să mi se facă statuie. Eu fac pentru că m-am considerat datoare moral, atâta timp cât trăiești într-o comunitate, cât trăiești într-o țară, să gândești, să și împarți, nu numai să aduni. Deci trăim într-o perioadă în care majoritatea nu mai și-ar aduna și n-au bani să dea de multe ori nici pentru aș cosă mormintele părinților. Eu am fost, poate și din cauza faptului că de la 10 ani am plecat la liceu de artă în Baia Mare. După aceea am terminat studiile tot acolo, până în a 12, am continuat la Universitatea Națională de Muzică din București, mi-am terminat un master în enologie și antropologie socială în Baia Mare, iar momentan sunt doctorandă în istorie la Universitatea Valahia din Târgoviște. Deci poate că acest drum pe care eu l-am avut plecată fiind de la 10 ani din mijlocul familiei, a fost felul meu de a mă educa, de a vedea, de a colinda în întreaga lume printr-o fundație culturală Dan Ardelea din București, de a vedea cum văd alți români implicarea sau alți străini în străinătate să fii voluntar în a face diferite activități, e ceva normal. La noi, din păcate, această idee, această mentalitate nu, încă nu este înțeleasă cu ochi buni. Majoritatea oamenilor consideră că dacă faci ceva, sigur ai ceva de câștigat de acolo. E adevărat, am câștigat foarte mult pentru că eu m-am împrietenit cu satul, fiind zânitură în Călinești, noră,
să zic așa, neștiind pe nimeni, prin intermediul copiilor, eu am purtut prin cocoi, să zic așa, și cocoane, am putut să-mi leg niște prietenii de suflet, chiar ținem unii la alții și ne face plăcere ori de câte ori ne întâlnim. Și de aici lucrurile au pornit din 2012, făcând un grup, numindu-l Coconii Călineștiului, astăzi s-a ajuns la asociația și grupul Călineștenii Țării Maramureșului, un grup care, spre marea mea bucurie, datorită citerașului Rus Vasile și a celorlalți membri din asociație, am reușit să învățăm pe copii, pe coconii noștri, peste 16 jocuri, care, din păcate, sunt pe cale de dispariție. Dar și mai mult, să încurajăm și vă încurajăm și pe dumneavoastră să nu renunțați cu atâta ușurință la ceea ce înseamnă identitatea noastră românească și maramureșenească, că tot ne apropiem de centenarul Marii Uniri. Să știți că dragostea de a fi român, eu am primit-o din familie și o dăruiesc pruncului meu ca și el mai departe să poată să dăruiască coconilor și nepoților, dacă ne va rândi Dumnezeu. Ce am învățat. Mariuca, dragă, îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația de a fi alături de noi, alături de telespectatorii noștri care te îndrăgesc, te cunosc și... Eu le mulțumesc pe această ocazie și le mulțumesc că mă opresc pe drum. Vă mulțumesc pentru gândurile frumoase și vă mulțumesc mai mult decât toate că urmăriți Zestrea Maramureșului, care se difuzează de această dată de 3 ori. Așa că rămâneți alături de noi, pentru că nu după mult timp intrăm cu o emisiune prin care am scos în evidență oamenii, să zic eu așa, de țâiși a Maramureșului, care au făcut ceva pentru noi, au lăsat ceva pentru noi, au spus da la Marea Unire, ca noi astăzi să putem să vorbim limba română și să nu uităm că suntem români. Mulțumim încă o dată, Mariuca Verde, și dragilor, vă doresc o seară cât mai frumoasă și nu uitați, rămâneți alături de TV Siget.